Acțiunea de strângere de fonduri alături de asociația La Primul Bebe a dat roade, astfel că suma necesară reabilitării secției de pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Câmpul Lung a fost adunată. Lucrările de reabilitare vor demara cel mai probabil în această vară. Au venit, au început să măsoare, am discutat cu ei cam ce vrem, cum vrem. Se va merge puțin în direcția de a pune toate lucrurile foarte bine la punct înainte să se înceapă, adică plecând de la proiect, autorizări, absolut totul, ca momentul când se dă startul să dureze foarte puțin această reabilitare, să nu mai ai nimic din mers, pentru că și ei au avut destul de multe experiențe în trecut, au început-o mai repede, s-au trezit că nu știu ce țevi au găsit pe nu știu unde și așa au zis, am venit cu toată echipa, studiem tot, luăm pe toți din spital care știu pe unde trec țevi, pe unde trece electric și așa mai departe și în momentul când avem un proiect, îl discutăm și când suntem gata, atunci ne apucăm. Ca și estimare, s-a pus problema undeva la sfârșitul verii, să se înceapă concret lucrarea. Eu cred că va dura foarte puțin la stilul în care i-am văzut și, mă rog, modul în care vor face lucrurile, cred că va dura destul de puțin. Mai avem și noi niște lucruri pe care ar trebui să le facem, pentru că și noi accesăm în momentul de față niște fonduri pentru gaze medicinale în tot spitalul. În momentul de față se lucrează în spatele spitalului pentru a atrage aceste țevi în spate la stația de oxigen. Și am vrea, într-adevăr, să ne ocupăm cumva noi de trasul țevilor de gaze și pe secția de pediatrie, ca să nu se pună problema că după ce o amenajează să venim pe exterior, să tragem țevi, să facem, da? Deci o să fie cumva, o să ne facem un plan și o să plecăm fiecare pe treaba lui și o să ne facem în așa fel încât să nu dureze nici mult și să iasă și ceva extraordinar acolo. Având în vedere scăderea numărului de persoane bolnave de COVID, autoritățile locale din Câmpul Lung își doresc să obțină micșorarea numărului de paturi COVID și creșterea celor non-COVID. Dacă vreți, vă pot spune despre spital, că o să fac acum demersuri să se mai reducă din numărul de paturi, pentru că, practic, paturi COVID, da. Deci se fac demersurile pentru a mări capacitatea de non-COVID. Lumea a început să aibă încredere și, mă rog, suntem cu un număr mult mai mare de non-COVID decât COVID, ceea ce e un lucru foarte bun. Se va reduce, în principiu, cam cu 70% numărul de paturi de COVID, da, și se vor trece în partea asta la altă, la non-COVID. Regulile, este foarte important să înțeleagă lumea că regulile vor rămâne în continuare și va fi nou stil al spitalului, deci nu se va mai reîntoarce nimeni la stilul de a veni la grămadă, la urgență și așa mai departe. Deci aceste reguli care au fost făcute de la început, de când s-a deschis spitalul, sunt foarte benefice, au adus un plus angajaților spitalului și pacienților, pentru că au avut acces corect, programat și exact la pacienții care aveau nevoie de spital, nu la toată lumea. Din păcate, unitatea spitalicească din Câmpul Lung se confruntă în continuare cu numărul redus de cadre medicale. Acest lucru a făcut ca unitatea de primiri urgențe să nu poată funcționa decât câteva ore pe zi, nefiind în situația de a primi urgențele medicale 24 de ore din 24. Autoritățile locale au precizat că se caută soluții pentru revenirea la gărzile non-stop, pentru ca astfel bolnavii din zona Mușel să nu mai fie transportați la Pitești după ora 15. Avem un deficit foarte mare la urgență pentru că nu reușim să identificăm personal care să facă gărzi și să putem asigura mai mult de 9-8-15 programul la CPU. Avem niște promisiuni. Ăsta este motivul pentru care CPU are de la 8 la 3, nu altcineva nu-și dorește sau alte... Da? Deci ne dorim foarte tare, avem discuții, există un medic rezident cu care am zis că o să iau legătura, care e chiar la noi rezident, dar trebuie să reușim să-l convingem să vină aici. Mai există de la ambulanță care și-au arătat interesul. Deci o să dureze un pic până cei care erau înainte vor reveni sau vom reuși să identificăm alte persoane, care alți medici care vor să facă urgențe, să facă gărzi la urgență, ca să putem într-adevăr să revenim la un program de urgență așa cum ar trebui să fie.
În urmă cu aproximativ un an, Spitalul Municipal Câmpul Lung a fost transformat în spital COVID, bolnavii din zonă suferinți de alte afecțiuni decât coronavirus, fiind astfel nevoit să meargă spre Pitești sau spre alte spitale din țară. De câteva luni, unitatea spitalicească a început să funcționeze în regim mixt COVID și non-COVID, însă nici până în prezent nu s-a putut reveni la programul de dinainte de pandemie. În plus, autoritățile locale au precizat că, indiferent de situația epidemiologică, unele dintre regulile aflate acum în vigoare vor fi păstrate și pe viitor.